ieșită din comun, Remi Boniaschi. Hai să ne uităm un pic la palmaresul celor doi. 64 de victorii pentru Damian Johansen, doar 10 pentru Ștefan Irimia. Un total de 15 lupte pentru Irimia. Plus o diferență foarte mare de înălțime, 1,87 m la 81,5 kg pentru Johansen. Doar 1,72 m pentru Ștefan Irimia. La 20 de ani să ai 73 de meciuri. Asta se poate întâmpla probabil doar în Olanda și în Thailanda. Frecvența disputării galelor din Olanda, la fel ca și în Thailanda, este foarte mare, mult peste toate țările din întreaga lume. La noi ce să mai spunem, cel puțin galele de kickboxing, de MMA, am văzut că și boxul a avut o perioadă de pauză atunci când subvenționarea a fost oprită. Nu există un interes foarte mare din partea sponsorilor. Cătălin Moroșanu face o treabă excelentă cu această gală, dă șansa atât sportivilor din kickboxing, cât și a celor din MMA să aibă platformă pe care să se exprime. Adversarului către colțul roșu. Din România, from Romania. În aplauzele voastre. Este deja în centrul ringului Johansen. Se pregătește să-și facă apariția în sală și Ștefan Irimia. Cătălin Moroșanu și Mihai Constantin sunt în spatele său. Este din Iași, Ștefan Irimia. The blue corner, age 20, weighing 67.8 kg, height 1.87 meters. Se pregătește, bineînțeles, la Scorpions, la sala Mihai Constantin. 1,87 m la această categorie. Poate fi și un avantaj, poate fi și un dezavantaj. Evident, avantajul este clar cel de alonjă. Johansen. Însă la 1,87 m și la o categorie de greutate atât de mică, e destul de ușor să ai o constituție fragilă. Zece victorii cu 3 knockout-uri pentru Ștefan Irimia, 4 înfrângeri pentru el și un meci terminat la egalitate. Cătălin Moroșanu și Mihai Constantin în colțul lui. Ceea ce este interesant la adversarul său, Johansen Damian, este antrenor în cadrul clubului lui Remi Boniaschi, predă kickboxing, evident. Cum spuneam, are 20 de ani și a debutat în 2015, în urmă cu 4 ani, în 4 ani a strâns 73 de meciuri. Se uită de sus Johansen la Irimia. Da, la un calcul simplu avem undeva la aproape 20 de meciuri pe an, ceea ce înseamnă un meci și ceva pe lună. Aproape două. Da. Da. Să vedem răpitorul Irimia de la Scorpion Siaș cum se va descurca în fața acestui adversar. Ce tare începe lupta. Dar vedem că este forțat atunci când intră aproape românul să se închidă, să-și acopere acel tors foarte, foarte mare. L-a întâmpinat cu o directă de stânga acolo Johansen pe luptătorul român. Este un avantaj al alonjei, faptul că în clinch îl poți ține la o distanță îndeajuns de folositoare pentru loviturile de genunchi. Schimb de gardă pentru olandez.
De unde a început cu piciorul stâng în față, a schimbat la o gardă cu piciorul drept. Acesta este apanajul luptătorilor, foarte versatil. Croșeul de stânga este lovitura sa favorită. Din nou pe gardă inversă. Asta e o abordare foarte bună. Dacă reușești să fii la fel de eficient pe ambele părți, pe ambele tipuri de gardă, mai ales împotriva unei gărzi inverse, ca și cum ai lupta cu un stângaci, sunt puține săl care au stângaci la antrenamente și să poți să abordezi o strategie potrivită unui stângaci, potrivită împotriva unui stângaci. Irimia vine aproape, este aproape singura lui șansă să vină aproape și să lucreze în special la corp. Văd că nu este nici măcar cu lovitură de picior. Important pentru Irimia este că a reușit să blocheze loviturile de genunchi pe care a încercat să le trimită până acum Johansen. Acolo e periculos Johansen, pentru că vii aproape, vii înclin și te întâmpină cu loviturile de genunchi. Și la acea înălțime genunchiul are o cursă foarte mare și apucă să accelereze și să fie o lovitură puternică. O cadență foarte bună din partea olandezului. E clar că n-are lovituri foarte puternice de braț, dar te toacă cu aceste lovituri, cu această varietate de abordări. Vedem acum un genunchi din săritură. Să studiați puțin care sunt loviturile pe care le trimite olandezul. Câteva directe, croșeul. O, l-a prins foarte bine. L-a prins foarte bine Irimia. Final de rundă, însă rămânem cu acest moment bun al lui Irimia din finalul rundei. Vedem, are o rană luptătorul român. Dar nu am observat sincer momentul în care... E posibil în clinci atunci când l-a brocat cu antebrațul. Varietate mare de lovituri pentru olandez. Directe, croșee, lovituri de genunchi, lovituri de picior. Aici a fost momentul foarte bun al lui Irimia, în momentul care a pus presiune. Pare că se pierde atunci când e forțat cu lovituri puternice Johansen. În momentul care e forțat la pas în spate, se apără mult mai greu. Exact asta încearcă să facă și Irimia, să pună presiune imediat pe el, să-l forțeze la pas în spate. Dacă e și un high kick, Johansen blochează Irimia, acum încearcă să vină cu o serie de directe peste adversarul său, însă n-a avut distanță acolo Irimia. Bine că a blocat din nou acel genunchi. Da, are o defensivă foarte bună românul, atât la loviturile de braț, cât și la aceste lovituri de genunchi. Să vedem cum îl vor afecta loviturile de picior. Reproșează o lovitură de genunchi olandezul. Arbitru n-a oprit meciul, deci amândoi ar putea să continue cu lovituri. Era Mayweather mai devreme în ring, atâta aștepta un moment din ăsta să nu fie adversarul său atent. Da, sunt sportivi care speculează orice chichiță, orice breș, dacă regulamentul îi permite, da, o va face. Nu e vina lui că celălalt a lăsat garda, da, și... Aici există două, da, direcții, două curente, să zic, de opinie, cei care se gândesc și la moralitate, dacă e moral să faci chestia asta... Atâta timp cât există un regulament și regulamentul decide să te referi la moralitate, te gândești deja la un set de valori specific, subiectiv, personal, și e greu să-l aplici în orice situație.
dacă ar fi atât de moral, mai mult ca sigur că ar exista o specificație în regulament să interzică acest lucru. S-au luat la luptă cei doi, s-au luat la bătaie. Un meci foarte bun făcut până acum de Ștefan Irimia în fața unui adversar mult mai experimentat. Din nou, îndemnați cei doi să lupte, în special Johansen. Da, și un meci greu pentru arbitru de ring, care este acum Cezar Gheorghe, cu siguranță cel mai experimentat arbitru de kickboxing din România. Se confundă și el cu istoria local combatului, dacă avem o grămadă de vedete provenite din local combat. Daniel Ghiță, Ciprian Sora, Ionuț Timoaie, Cătălin Moroșanu și așa mai departe. L-avem și pe Cezar Gheorghe ca da, imagine siguranță emblematică a arbitrajului de kickboxing în România. Parcă mai bun decât în prima rundă Irimia. Da, da. Mult mai puțin insistent cu acele serii foarte bună, foarte bună abordarea de acum a lui Irimia, pentru că nu l-a lăsat pe Johansen să devină agresiv cu acel clinch, să lovească cu genunchiul, să pună presiunea, a intrat peste el, a lovit, a împins, l-a dărâmat și i-a arătat că e peste el și la propriu și la figurat. E o abordare foarte bună și face un meci mare împotriva unui adversar, cum spuneam, foarte experimentat. 73 de lupte, 64 de victorii. Sunt curios totuși dacă aceste meciuri ale lui Johansen sunt toate la profesioniști, dacă nu cumva sunt adunate și meciurile lui de la amatori. Da, în mod normal ar trebui, dar... Da, evident. Parcă sunt multe. Tot timpul aproape de el, nu-l lasă să respire, lovește, îi dă peste braț, încearcă să-l... foarte bun și croceu acesta pe contră. Brațe lungi, e greu să fii și rapid, nu are o musculatură care să-ți arate că este foarte exploziv, pleacă cu brațul, uneori brațul se retrage greu și atunci ar fi momentul când ar putea pe contră Ștefan Irimia să-l pedepsească. Iată-l cum pleacă, cât de decis e. Asta e genul de presiune pe care nu o place deloc olandezul. Da, și pentru prima oară în această seară l-am văzut pe Remy Boniaci încruntat atunci când Johansen a venit în colțul său după runda a doua. Dar iată că Johansen poate să fie și el rău, a avut un moment de răbufnire. Aici se poate declanșa un meci și mai frumos decât a fost până acum, a fost un meci excelent. Clar, Irimia trebuie să mențină acest ritm și această atenție până la final. Da, aici contează foarte mult condiția fizică. E deja a treia rundă, un meci cu o dinamică impresionantă. Au lovit aproape în continuu cei doi. Distanța asta medie, ca să zic, îi priește foarte bine lui Irimia. Nu-i mai place în clinch lui Johansen. Îl blochează foarte bine cu acel antebraț românul. Dacă în prima repriză căuta singur clinchul să aplice acele lovituri de genunchi, vede acum că Florin, că Ștefan se descurcă foarte bine în distanță scurtă. Mare atenție pe aceste momente unde oboseala te poate face să fii neatent și la o astfel lovitură de genunchi să nu fi cu defensiva bine pusă la punct și să poată să-l prindă. Ar fi păcat de o numărătoare sau, Doamne ferește, de un knockout în această rundă a treia, pentru că a făcut un meci foarte bun Florin. Din nou intervine Cezar Gheorghe între cei doi, are mult de muncă și asta în special din cauza olandezului, a fost avertizat de mai multe ori. E foarte, foarte obositor acest gen de luptă. În momentul în care vii în clinch, încep să tragi, această forță izometrică îți aduce foarte mult acid lactic în brațe, în special în numeri. Acest acid lactic ulterior te îngreunează.
Asta e o tactică, asta e o tactică foarte bună, asta e o tactică foarte bună. E, cum spuneam, e la limita regulamentului, vii peste adversar, îl mângâi un pic, nu spune nimeni că n-ai voie, dar încep să-l domini, intri în minte acolo și fie îl frustrezi, îl faci să greșească, să se arunce, să vrea să te pedepsească. Îl vedem. Exact ceea ce spuneam, începe să devină nervos Johansen. Și final de meci, superb meci, superb. Bravo Ștefan Irimia. Îl vedem cu nasul spart, însă un meci excelent făcut de el în fața unui adversar, deși tânăr, foarte experimentat. Băniaschi își calmează elevul în... Da, și vedem ce atitudine. E o atitudine de antrenor, ca să zic așa, occidental. Noi avem foarte mult de lucrat aici și nu doar în sporturile de luptă, în general în toate sporturile. Noi am importat un stil de antrenorat, ca să zic așa, sovietic. Genul de antrenorat în care îți vin în sală sute de sportivi, ai o arie de selecție foarte mare. Din 1000 de sportivi scoți la un moment dat un campion mondial sau un campion olimpic, indiferent ce tip de abordare ai tu. S-a folosit ani de zile și se mai folosește și în continuare în România acest stil de antrenorat negativist, ca să zic, în momentul în care tot timpul ceri pe sportiv, pui presiune pe el, nu face bine, cumva să-l motivezi în modul negativ. Chiar în seara asta am văzut, la primul meci, când nu mai reproducem. Și l-am văzut pe Boniaschi venind, zâmbind, încurajându-l, dându-i o stare bună. Și victorie pentru Johansen, 1-0 pentru olandezi. Da, iată că Boniaschi știa ce știa de a transmis acea stare bună lui Johansen, care intrase într-o stare de nervi din ultima rundă. Așadar, Olanda are 1-0, Boniaschi are 1-0 în disputa sa cu Moroșanu.